Ai oameni buni, măi, oameni buni. Auziți? Ce ați făcut, măi, oameni buni? Ce i-ați făcut, măi? Ce i-ați făcut, măi, omului, măi, oameni buni, măi? Ia că te-l ia la... Șet în șet cu chiu cu vai, parcă sunt nici nu se mai ține pe chișo. Ce i-ați făcut, măi, omului? Sună cunoscută melodia aceasta. Mai omule, și i-ați făcut omului, omului vouă, și v-a făcut omului că voi ați făcut, voi și i-ați făcut. Eu nu mai am voce, glasul, le-am pierdut, ne-am omului, și i-ați făcut voi lui, mai care el e domnul nostru, care încearcă să ne salveze cumva, smăniști, țară, din loc. La mine și azi mâinile scobătături. Scoghit, ați scoghit în rană, până în sânge n-ați văzut. Și i-ați făcut, mai omului, când el am câteva săptămâni în urmă la conferință de presă și glăsuia ca un... Păpănaș, verde, proaspăt, viguros, tremurau pereții. Aș mai vrea să le spun celor care se vor grăbi din nou să spună că Partidul Democrat le oferă un măr otrăvit prin această poziționare. Aș vrea să le spun că mărul acesta ar putea conține, de fapt, multe vitamine. Da, mă, uite la dânsul, ieri ele cu chiu cu vai. Datorită faptului că noi am avut o săptămână foarte activă, mai ales... la capitolul reacții și declarații aberante, înțeleg că așteptați comentariile mele la unele din ele în special, de aceea am să vă relatez următoarele. Așteptăm, domnule, cum vă cheamă acolo. Relatați, vă rog, toată lumea așteaptă, reacțiile dumneavoastră, toată lumea așteaptă. Așa-i? Mâna sus, cine așteaptă? Și acolo? Cine acolo o aberat? Povestiți. Referitor la aceste declarații, săptămâna trecută, opinia publică a auzit. Întâi, ce spune un criminal ordinar condamnat la 21 de ani în România? Cum își pierde voce. Apoi, stai o leacă. Cum? Cine e, iertați-mă de întrebare, cine e opinia asta publică care ce-o auzit? Cine e, eu sunt sigur că asta e o femeie necăsătorită, fără copii și încă are nume din asta România. Opinia. Mă, atașta-te opinia, cine e opinia asta publică? Citați-mă să aflu. Hai să o găsim mai jos în comentarii, să o uniștojim pe internet, să o opinia publică auzit. Gine că opinia publică aude, dar că să auzim noi opinia publică. Mai rar. Apoi, cum psihanalizează Maia Sandu spusele criminalului și împărtășește poziția acestuia. Ui, când o văd pe azi, și psihanalizează, e permanent, psihanalizează, cum nu te uiți la de se psihanalizează, psihanalizează că și ești, tu nu psihanalizează. Tu ți-ai zis, nu psihanalizează, bei ceai, nu te dergăiază, tu psihanalizează, tu zici ulei că psihanalizează, ceva ți-e acolo nu-ți place. Gine că nu psihanalizează, unii s-a pierdut virgula din broșura ta electorală, așa? Apoi un alt expert în interpretarea vorbelor criminalilor, Igor Dodon, a completat-o pe Maia Sandu cu abordare filosofică și în final... Domnule, cuiva are... Ascultați încoace, nu vă mai uitați la Igor Dodon, este el. V-a ajutat în 2008 să vă luați hotel, dar pe atunci erați blogger, n-aveți să vă taie aripile, să vă distrugă de tânăr și erați... Dar mă, cât dumneavoastră l-ați ajutat în schimb? Cum dumneavoastră l-ați adus și l-ați dus și l-ați pus unde l-ați pus? Și el neroșinat-o? Scuipă de acolo unde îi crește, suflă acolo unde se întunică, țâșnește de acolo unde îi alăptează. Nu cui îi trebuie asta, nici nu mai trage atenția, domnule, nu mai trage atenția. Ți-a îmbrăcat costumașul și înainte, l-a făcut treabă, țara așteaptă. Și ce mai aveți acolo de grăit? Și în final, o parte a presiei care se autointitulează Presa Liberă a susținut spusele acestui ucigaș de parcă ar fi participat direct la tot ce a declarat și a relatat interlocul. Domnule, nu vă mai atrageți atenția la presă, eu nu înțeleg. Dumneavoastră ce aveți puțin presă în jurul dumneavoastră? Ce vă mai uitați la ceilalți? Pentru ce dumneavoastră aveți un canal, a doua, a treia? Ce vă mai trebuie? Nu vă mai uitați la altă presă, că presa asta știți cum e. Să apucam și să filmeze și să vă iei la întrebări, dar ei niciodată e ca... Apurcheți-vă dumneavoastră de presă și luați la întrebări. Să vă răspunde nos, fugăru, dar dumneavoastră bravo. Când sunteți întrebați, dumneavoastră răspundeți. Iar eu vă spun mulțumesc și succes în continuare. Nu se poate, nu se poate. Domnule prea milostiv, salvatorul nostru, hai mai spuneți, dați-ne ceva înțelepciune, cu ce să rămânem noi? După toate aberațiile acestea, dați-ne ceva sens. Din istoria Partidului Democrat, eu cunosc că oponenții au lovit în partid atunci când partidul a fost puternic. Și l-au ignorat în totalmente atunci când partidul nici nu a intrat în Parlament.
Așa că noi să avem grijă ca concurenții noștri să aibă tot timpul ocupație. Așa, domnule, bravo, iată aici am simțit puterea, aici am simțit pumnul, doar că totuși vocea o leacă, parcă vă dă de gol, dar bravo, cum a spus și Nelson Mandela, mai întâi ei vor râde de tine, după asta ei iar vor râde de tine, după asta ei vor râde de tine, după asta tu ați faci un documentar o zi cu viața ta, după asta ei în continuare vor râde de tine. Sper acest citat să vă ajute, anume... Cam atât la acest subiect, restul trebuie să lămurească timpul și, desigur, instituțiile de drept, atât referitor la regizorii acestui scenariu fals, cât și la cei care l-au promovat. Mai oameni buni, mai oameni buni, ce ați făcut voi lui omului, mai oameni buni, mai. Dați-mi voie, mă, să vă rog un lucru tare, să rugați pe cine oameni nu cunoașteți, pe cine oameni să-i rugați care îi cunoașteți. Încercați să răspândiți mesajul ăsta și să transmitem oamenilor că nu contează dacă o zis unul că e criminal, că nu știu, și dacă, și chiar dacă. Ia скажу так, руки прочь от него, пожалуйста. Пусть знает все вот там вверху, которые в зале кричат «Плакотню долой, нет!» Ну и ка имагинează-ți că ai un fișor și fișorul ții și ala ție, îți taie capul, îți bagă un cuțit în schinare, cu paialnicul în ochi, tu și n-a să-l iubești, este fișorul tău. Așa și aici, nu știu chiar dacă e o mandat, o crimă, o împușcat, o furat. El ți-a venit, ți-a adus, ți-a buchetul de flori. Ți-a dat 1, 2, 3, 4 canale ți-a dat. Ți-a dat ție sărbătoare și din nou mai ți-a zis că 3 trandașiri înseamnă unitate națională și tu la lungi din casă. Dar cine ești tu după asta, băi? Cine ești tu dacă nu ești câine cu suflet negru, rău, broscoi, fu, bubă și ești tu. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Rușinea celor care au chicat în plasa asta la presă și-au răspândit și-au distribuit mesajul. Gândiți-vă o leacă critic. Gândiți-vă că există una, două, trei, patru televiziuni și gata, urmăriți-le pe dânsele. Și nu trebuie tare multe întrebări de adresat. Dacă omul a zis că așa și înseamnă că el așa și-a zis. Dragii mei, eu vă pup, vă cuprind și vă invit pe 11 noiembrie la Paris, orașul capitalei dragostei, să ne adunăm cu toții, să ne cuprindem, să facem front comun împotriva la toți aceia negri în suflet care încă nu înțeles că Moldova deja e mai bine. Fui eu mai bine!